A venit pentru tine? Nu a venit pentru mine. Jenny, ești în topul lui. Da. Și el în al meu. Oh! Nu, a zis. Trei defecte? Câteodată sunt mai de lăsător, așa. Câteodată, nu știu, mai flower power. În genul ăla, lasă pe mâine ce... Și astea, sunt așa, sunt de lăsător, mai flower power. Așa. Și cred că mă arunc în relații mult prea repede. Sincer. Te ia valul repede. Da. Dar nu știu de ce, mă ia valul în sensul că mă arunc cu capul înainte. Nu știu de ce. Ai grijă cu valul. Că e încă vârsta, dar având în vedere că ai trecut prin asta în ultima ta relație, ai putea să... Cred că ai învățat ceva din asta. Asta pot să zic că da. M-am aruncat cu capul înainte și n-a fost ok. Super. Trebuie răbdare mai multă. Am observat că trebuie răbdare puțin mai mult. Răbdare să cunoști. Da. Că ulterior. Am vrut să mai întreb ceva, dar nu mai știu ce. Nu știu, mă mai întreabă ceva. Nu știu. Eu? Ți-au mai trecut emoțiile. Da, sunt ok. Nu pot zic că... N-aveam emoții de camere. N-am emoții de camere absolut deloc. Speram ca voi să vorbiți cu mine, că dacă vorbiți cu mine, sunt ok. Intru în vibe-ul meu, în energia mea. Păi da, de-aia zic. Sunt în energia mea, înțelegi? Adică nu am emoții de ceva anume. Am încredere. Nu știu ce să mai întrebam. Nici eu. Denisa, ce părere ai despre Moldo? Da, numele, v-am spus, de-aia mi se zice Moldo, de la Moldoveanu. N-aveam cum să intru. Mai aveam Robert. Mai cheamă Iulian, dar... Cred că și mama, uite cum o cheamă așa. Bine, ești amuzant așa de fel zău? Amuzant ești, da. Zic că da. Fă bună, fă bună. Să faci glume, să astea? Am, o să aibă Bogdan competiție la glume. Nu. Adică să nu fii în competiție cu Bogdan. Bogdan are cele mai bune glume. Da, nu sunt. Ce voiam să mă întreb? Nu voiam să întreb nimic. Voiam doar să spun că mi se pare că ești un băiat interesant. Te încadrezi, adică, nu știu. Jumătate de gură, zici. Da, chiar. Păi stai puțin, sărac. Nu te cunosc. Are și emoții. Aș vrea, știi, să te cunosc, să vedem, nu știu. Mi se pare interesant. Momentan doar atât pot să spun. Ești un băiat frumos, într-adevăr, dar, na, vedem. Mulțumesc frumos, mulțumesc la fel și tu la fel ești. Ești scorpion. Acum aveți... Dar nu-i nimic. Vedem ce ne oferă emisiunea, ce ne oferă fiecare zi. Eu uneori mai glumeață, uneori. Foarte bine. Alteori sunt câteodată mai serioasă. Cineva trebuie să fie serios puțin, în unele circunstanțe. Uneori sunt mai serioasă. Bravo. Depinde. Mă bucur. Dar... Ești impulsiv? Câteodată. Depinde de situații. Bun. Ești gelos? Pot să spune că da, dar nu o duc la un nivel înalt. Depinde. Bun. Scorpionii sunt geloși. Da. Dacă e nu, duc, nu o duc la un nivel alt, în sensul care e ok, te înțeleg o dată de două ori, dar nu face asta mereu. Adică să nu ți se dea motive. Ne-am pus întrebarea fatală. Ai înșelat vreodată? Pe cuvântul meu, ce vrei să te mint? Păi sunt bărbați care au fost și recunosc. Nu spun ce făceam pe la 17 ani, că mă mai pupam cu o fată sau nu știu ce, dar nu pot să zic că am înșelat. Nu, înșelat să fii într-o relație... De aia spun că sunt un tip de... Ce înseamnă înșelat la tine? Dă-mi o secundă, că să răspund într-o secundă. Sunt un tip ce se dedică într-o relație. Cel puțin de la 23 de ani am realizat că... Agitat apele. Trece timpul, știi? Nu prea mai e timp de pierdut. Și încerc să fiu cât mai serios. Te rog. Ce înseamnă înșelat la tine? Un pupat. Un pupat? Dacă nu-i place, o bat. Și dacă zici că vorbești cu altcineva sau așa și aia duce spre înșelat. E o intenție. Cu tenta amoroasă sau și un gând poate să fie okay. Un înșelat. Și poți să fie și cu gândul. Nu spune tu că niciodată nu te-ai gândit la alt băiat fără să vrei. Într-o relație, nu. Serios. Consider că atunci când ești într-o relație, îl vezi doar pe cel de lângă tine. Dar depinde la ce te referi la gândit. Nu știu. Te referi la un băiat care trece pe stradă și zici ce frumos e ăla? Nu. Eu am crezut că la trebuie. Dar zic, poți să înșeli și cu gândul. Dacă trece un băț, o fată frumoasă. Oricum, nu la modul ăla. Am înțeles și ce Roberta, dar nu a ajuns să te gândești în felul ăla la un bărbat dacă nu ai și interacțiuni cu el. Deci, da, ești înșelat, nu doar cu gând. E ceva absurd, că dacă trece, ce-i frumos, Dumnezeu îi place. Părtați să rămână la ochi. Dar dacă iubita ta iese într-o seară cu fetele în club și dă bagaje dimineață, vezi că are trei urmăritori. Da, am văzut.
săptămână, da, da. A, deci tu chiar te-ai calculat în ultimele două. Ce? Vai, ce rușine. Ce? Pe ce acuzate ne-am văzut aici. Ai văzut dansul cu Indian? La Noșa al Virginiei? Mai bine. A apărut, a apărut. Nu te uita. Poate apare azi. Nu, a apărut. De când a intrat Alexandra în casă. Am avut unele zile când am fost la plajă și nu prea... Foarte bine. Să te mai duci la plajă. Așa, lăsați-ți să nu te uiți la aia cu Virginiei. Nu faci o dramă din asta, nu... Repete-te, rog, că n-am înțeles ce ai zis, mă scuzi. Aia cu follow. A, cu follow. Dacă pentru tine da, uita ta e singura da, și apoi din același loc. Da. Te deranjează? Depinde în ce context. Liderul să-l conducă pe Moldova. Da, și aiurea sunt. Mi-a părut bine, fetelor. Și nouă. Dacă nu vă supărați. Da. Mi-a vorbit bine. Julie, te pa, pa, ne vedem, da? Pa, pa. Da, mă întorc. Pe aici. Pa, aici, nu? Mi-a vorbit. Mă duci până acolo? Da. Ah. Mulțumesc. V-a plăcut? V-a plăcut? Cred că la toate ne-a plăcut. V-a plăcut. Așa, vizual. Vibes. Vizual, da, da. Roberta, măi, e un băiat frumos. Nu, nu e genul meu. E un băiat frumos, da. Nu, deci adică, bine ok, arată fizic. Arată nu... foarte bine fizic. Ia, în ce purăți, în ce purăți. Nu e. Abia venit de unde ți zui cum ești. Exact, trebuie cunosc de persoană. E, pare interesant. Da. Mi se pare genul Virginiei, efectiv. Da. Nu, da. Da. Jur. Trebuie așa, dacă zice mai nu, serios, mai... ți-am zis recepția ta e. Am uitat, ce fain. Rebecca, vin să dorm cu tine pentru că... O trimite pe Virginia recepție dacă știi că nu-i place. Pe bune, n-ai cum să zici. E pe bune genul. Place. Eu chiar te văd lângă un bărbat de genul serios, așa, cu ținut-o. Aha. Nu cu... Nu mai zic. Glume. Adică și glume, dar vezi o glumă așa, da, cum o dăduie el. Da, e o glumă din aia așa, finuță, așa, elegantă de nu... Cum facem noi aici din topor? Dragi băieți! Aveți un coleg nou. Nu cred. Să vină Robert. 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 Ce-am cu Robert? L-ai pierdut, Moldo. Cum? Moldo, iubitul meu, te pup. L-ai pierdut, Julie. Păi, vrei să intri? Sau rămâi acolo? Are emoții? Păi ce-am zis? Salut, Moldo. Să vină Robert. Ce face? Salut, băieți. Salut. 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 Hai, iubitul. Robert, Moldo, îmi pare bine. Mamă, dar ce țiplă ești îmbrăcat. Țiplă îmbrăcat. Mă, nu așa trebuie. A, păi bun, da, prima impresie. Moldo. Mă Al... cheamă Robert, dar sunt prea mulți de Robert aici și de aia n-am putut. Salut, Sebastian, îmi pare bine. Ce faci? Salut, Bogdan. Crezi că Moldo. Semănăm la voce pe emisiune. Salut. Salut. Bă, puțin, puțin semănăm. Salut. Moldo. Acolo. Salut, Robi. Tot nume Moldo. Vine de la Moldoveanu? Moldoveanu Robert, da, dar dacă sunt numai Robert pe aici și Robi, ce să ce fac? Să facem, frate? Ce faci, cum ești, cum te simți? Foarte. Ai emoții? Am avut, da, sunt ok. Da, aici e mai detensionat un pic atmosfera. Aici sunt. Poate aici are mai mare emoții decât. Păi, de vrei să te mint puțin, m-au luat emoțiile acum. Dacă te-ai pierdut când am văzut-o pe Julie, când am văzut-o pe Julie că te strigă, eu credeam că te-ai pierdut. Nu prea, nu, că ea mi-a zis, așteaptă acolo. Da, dar te strigați de dor. De unde vii? Din Constanța. Oh, de aproape. Dar după fine, fine. Bronz te luăm. Păi, nu știu că ce faci pentru noi weekendul ăsta. Cu ce te ocupi? Tun. Tun? Oh, bravo, frate. Tun, tun. A, am înțeles. Chiar voiam un frizer. Da, eu am înțeles chiar avea nevoie de un frizer. Deci fii atent, eu m-am dus pe grabă. Acum, uite, îți din și mie o părere, cum ți se pare? Singur te-ai tuns? Ți-a zis-o. Câți ani ai, Modo? 25. Bă, ai zis, am zis până în 28. Bă, întrebați și voi pe rând câte o întrebare. Hai, eu primul, de aici. Sunt frizer. Așa. Hai că vă zic eu, vă dau. Hai, dă-ne tu. Sunt frizer, am practicat și o fotbal ca tine. Am zis că și tu. Ai nume de fotbalist. Vezi, e deja unul. Da. Aia, Lura. Moldo. Am practicat fotbal până la vârsta de 20 de ani, 19 ani. După care am plecat în Anglia la muncă. M-am dus să fac un bănuț. Foarte bine. Am stat vreo 4 ani. Și acum am venit aici. Am un an de zile de când am venit, m-am apucat de tuns. Cu ce scop pe la noi? Cu ce scop? Să cunosc fetele, să cunosc pe cineva. Pe Virginia în special, am văzut că am primit conexiune la un moment dat, da, cu tine. Da, da, da.
Da, chiar îl văd cu tine. Trebuie cunoscut. Ok, dar să știi că scorpionii sunt da, foarte, da. De când da, zici da, prima oară Virginia și cum ți-ai schimbat tu față și cum vă uitați așa? Da, da. Stai, a zis Virginia când aveam ala pe ochi. Și după aia și acum când vorbea cu fetele, se uita la ea foarte intens. Despre ce vorbesc? Se uita la tine foarte intens. Eu direct îl vedeam. Vă zic că se uita așa. Da. Și doar pe tine era focusat. Da, da, da. Hello. Ce zici, Julie? Măi, da, pare că zic că ești așa de genul meu, încântată. E cum am zis. Cu barbă și înalt. Adică n-a nu-i spune așa mult. Este în standard. Că e care. Mai înalt ca mine. A, clar. Gen. Clar, clar. E ok. Noroc că ești tu petit. Dar... Ce Julia? Dar pare stilul lui Patrick, așa. La, nu pot să compar cu Patrick. Adică, stai, e mai rău sau mai bun? Cum? E mai bine sau mai... Și-a sărit mai... Alexandra. E mai bine Patrick. Că e mai bine da, Patrick. Da, se s-a referit. Ia uite cum a sărit. Da, imediat. Scuzele mele, Alexandra. Ce ieri. Mai îmi pare rău. A sărit ca o leoaică, da? Nu, compar cu Patrick. E genul lui Gagea.